De ziua Izabelei știe toată lumea de invitație de pe rețeaua de socializare. Așa s-au gândit cei de la aerodromul de la Tuzla să-i facă fete o surpriză pe care să o țină minte. Și pentru că Izabela vine de la malul mării, dintr-o căsuță din Covadin, piloții de la Tuzla au invitat-o la o plimbare deasupra litoralului românesc. Simpatia generată de întâmplarea ei ne-a, mă rog, molipsit și pe noi în general la Tuzla. Pe mine personal, cu atât mai mult cu cât am o fată de vârsta ei. Și după cum știți, microbul copiilor de 12-13 ani, este extrem de butonomani și prezenți pe... Știu și înțeleg mai mult sau mai puțin, dar sunt prezenți pe internet. Simpatica Izabela a acceptat îndată invitația și l-a luat și pe mama și pe sora ei mai mică să o susțină la primul zbor cu avionul din viața sa. Mi se pare un gest foarte frumos din partea aeroportului Tuzla și mulțumim încă o dată pentru acest cadou. Și... Ea când a auzit că v-a zburat, ce v-a spus? Ea a fost teamă? Nu, a spus că nu este teamă. M-a întrebat întâi, mergi și tu cu mine? Și am zis, nu știu, vedem acolo. Dar se ducă singură să vă duc mie. Eu am zburat, știu cum e. Și să ducă ea. Imagina vreodată că de ziua ta o să ajungi aici, la Tuzla, să faci așa ceva? Nu, nu mi-am imaginat. Ai zburat vreodată cu Nu. Cum crezi că o să fie? Mi este drăguț. Ai emoții? Puțin. Testa aparatele de zbor. Și pe aici îți place multe ceasuri? Da. Ai idee cam ce înseamnă fiecare? Nu. Hai că să spun eu atunci. Uite, asta te arată cât de sus ești, da? Iar Izabela a fost la înălțime la aniversarea celor 12 ani. După experiența vieții sale, Izabela a ținut să le transmită un mesaj și celor peste 100.000 de persoane care au vrut să participe la ziua ei. Ce le spui celor care și-au dorit atât de mult să ajungă la ziua ta, dar probabil că nu vor ajunge, acei 100.000 de oameni? Nu știu. Pare rău că n-ați putut ajunge, dar n-am ce să fac. Rămâne să vedem ce va pregăti adolescenta pentru petrecerea de anul viitor. Însă până atunci, sora sa mai mică s-a hotărât. Își face cont pe Facebook.